15 momenti facem logica, jocului. Chestia că tocmai de niște fantome și tu ești singura acasă unde în timp ce mama pip. Da, un moment după tine. Horror game, like și da. Chestia la Pac-Man este că te fugărești niște fantome. Momo, e da, nimeni nu știe cum scapi în acest joc. Da, și câteodată te și scoate. Deci tu faci o logică a jocului. Na, trebuie să te joci jocul ăsta 14 ore pe zi dacă vrei să-l câștigi așa din prima. Chestia e că ești mai greu controlul. Da, mai e chestia la joc că tu îți urmărești niște fantome cu figurile ca și cum ar mânca. Da, știți voi. Să nu vorbim urât pe logică. Că știu că mă înjurați. Oh my gosh. Dar chestia la joc să mai e că fantomele astea nu te lasă în pace și se mor direct. Da, și game over. Și te bagă și pe un site ca dacă vrei să alegi, să alegi. Chestia mai că școala asta te și învață cum să joci. Atenție! Ce atenție? Nimic. Da. A trebuit să mergi după banii ăștia, ce s-astea, mâncare. Că de-aia e Pigmenul, mai ales ca joc horror. Uite niște cireșe, poate facem pimpa cu ele. Na, jocul ăsta nu e așa de violent. Jocul ăsta e așa violent. Te urmăresc niște fantome. L-a mâncat, what? L-a mâncat și pe ăla. A, nu l-a mâncat. Acum dacă vrei să scapi, nu mai ai de mâncat. Da, și punctele cresc. Suntem la 1900. Da, nu, 1900, 2000, da, atunci se... Da, și câte pun, câte din astea, da, câte din astea mănânci, te urmăresc cât, atunci pământul se va distruge. Da, și la 2500 și bag. Vai, lele, 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 dacă ar fi jocul ăsta pe manele, cum ar fi? Buzunarul meu vorbește orice. Ok, hai să vedem. Chestia jocului mai e și să câștigi mai ales la ultima tură. Că te ia... Bine. Te ia și Gigi-ul de aici, din țara lor. Că ei sunt în Africa. Da, nu v-ați prins. Eu m-am prins. Da, și mori. Că de obicei vine un game over.